Gândul că soția l-a părăsit pentru un alt bărbat i-a fost fatal unui gorjan de 36 de ani din satul Lupoaia, comuna Cătunele. Bărbatul n-a putut să se obișnuiască cu ideea că a rămas singur, iar joi seara a recurs la un gest extrem, punându-și ștreangul de gât. A fost găsit în locuința sa câteva ore mai târziu. A lăsat în urmă o fetiță de 3 ani. Primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 36 de ani din Lupoaia a fost găsit spânzurat. În urma acestei constatări, polițiștii au tocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă și urmează a se constata cum a avut loc fapta. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru necropsie. Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost reținut de polițiștii gorjeni după ce a încercat să violeze o femeie de 60 de ani din comuna Licurici. Potrivit oamenilor legii, în data de 7 noiembrie, prin folosirea forței, tânărul ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu femeia, care a scăpat ca prin urechile acului de viol cu ajutorul unui vecine. Polițiști din cadrul secției 8, Poliție Rurală Stoina, au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 27 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tentativă de viol și violare de domiciliu. Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că în seara de 7 noiembrie anul curent, persoana vătămată, o femeie de 60 de ani care locuiește fără forme legale în comuna Licurici, i-ar fi permis tânărului accesul în locuința sa, dar ulterior acesta a încercat să întrețină relații sexuale cu ea prin constrângere, moment în care a intervenit o vecină și împreună cu partea vătămată l-a îndepărtat pe cel în cauză. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor cu propuneri legale. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 5 ani. Bucăți mari de tencuială au căzut de pe un bloc din zona centrală a municipiului Târgu Jiu, respectiv în zona Hotel Gorj. Incidentul s-a produs vineri. Pompierii au intervenit pentru curățirea peretelui respectiv pentru a nu mai exista riscul căderii altor bucăți de tencuială. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat de către o asociație de locatari din municipiul Târgu Jiu să intervină pentru îndepărtarea unor bucăți de tencuială de la etajele 4 și 5 ale unui bloc situat pe strada Alexandru Lahoță din municipiul Târgu Jiu. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, care cu ajutorul unei autoplatforme pentru lucru la înălțime a îndepărtat bucățile de tencuială, eliminând pericolul ca acest să cadă și să pună în pericol viața cetățenilor. O astfel de situație s-a întâmplat și în luna octombrie pe strada Unirii vis-a-vis de Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Atunci o femeie a ajuns la spital. Complexul energetic Oltenia are nevoie de un compartiment de audit mai performant. În acest sens va fi organizat un concurs de pregătire cu personalul implicat în activitățile de audit. Au fost alocate fondurile necesare pentru achiziționarea serviciilor de perfecționare respective. Activitatea de audit intern este obligatorie la societăți precum Complexul Energetic Oltenia și importantă pentru desfășurarea în condiții optime a activităților programate. Cursul de pregătire va trebui să se desfășoare în maximum 2 luni de la achiziția serviciilor respective. Autobuzele vechi în care plouă efectiv sau sunt adevărate frigidere care circulă în prezent pe străzile din Târgu Jiu vor deveni istorie. Primăria a reușit să obțină 35 de milioane de euro printr-un proiect cu finanțare europeană. Astfel că parcul auto învechit va fi înlocuit cu unul modern. De asemenea, proiectul prevede și o coordonare între mijloacele de transport în comun și semafoarele la buton. Edilul Marcel Romanescu ne-a explicat cum va funcționa acest sistem de monitorizare a traficului. Va fi semaforizare pe bază de buton. Pe de o parte, la toate trecerile de pietoni din municipiul Târgu Jiu, acolo unde există transport în comun, pe rutele principale, dar mai mult decât atât, dacă mijlocul de transport pleacă din stație la un moment dat, se va face o conexiune între semafoare și șoferul de pe mijlocul de transport. El apasă butonul că a plecat din stație în momentul respectiv și este un program specializat în care îi dă prioritate pe trecerea de pietoni, chiar dacă pietonul nu a apăsat pe buton. Înțelegeți? Cam despre asta este vorba. Din cum avem noi mijloace de transport din 15 în 15 minute. Șoferul pleacă din stația de la, să zicem, de la Vădeni. El, în momentul în care a ajuns în stația de la Vădeni, a apăsat pe un buton. Trecerile de pietoni succesive pe la următoarea stație de troleu, cum avem noi în momentul de față, se deschid automat. Adică se închid pentru pieton și se deschid pentru cel care folosește transportul în comun. Prin acest sistem de monitorizare, mijlocul de transport cred că va face jumătate din timpul pe care îl face astăzi în trafic.
ținând cont de faptul că va avea permanent prioritate. Toate căile de acces îi se deschid din momentul în care șoferul de pe mijlocul de transport a apăsat acel buton. Înlocuirea rețelei de transport va dura cel puțin 3 ani, iar modernizarea parcului auto se va face în următorii 2 ani. Proiecte foarte mari care se derulează pe perioada următorilor 4 ani de zile. Două dintre ele, monitorizarea de care discutam anterior și dotarea, se face în următorii 2 ani, 2019-2020, corelată și cu proiectul respectiv, adică nu stăm să așteptăm la un moment dat să ne vină troleie și să ne apucăm de lucruri după ce ne vin troleele pe primul proiect. Vom lucra și la liniile de transport, dar acolo cred că e un proiect de cel puțin, după părerea mea, 3 ani de zile din momentul în care se licitează. De asemenea, proiectul prevede și extinderea rețelei de transport către partea de sud a orașului, respectiv până la Dedeman, cu aproximativ 1 kilometru. Au fost finalizate lucrările de consolidare pe un tronson din drumul județean 675A, kilometrul 1+100, care traversează comuna Licurici. Investiția a fost realizată din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj și se ridică la aproximativ 1 milion de lei. Valoarea lucrărilor executate a fost de 1.080.000 fără TVA. Lucrările au constat în principal în realizarea unui zid de sprijin pe coloane Benotto, în refacerea sistemului rutier pe o lungime de 200 de metri, precum și în construirea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale. Prin finalizarea acestor lucrări de reabilitare a sectorului de drum județean, locuitorii din zonă vor putea beneficia de condiții optime de deplasare rutieră. Secretarul general al Pro-România, Alin Văcaru, ne-a explicat care este stadiul de organizare al noii formațiuni politice atât la nivel național cât și la nivel județean. Deputatul de Gorj a ținut să precizeze faptul că în prezent, la nivel național, partidul are peste 11.000 de membri. Avem peste 11.000, cred, în momentul de față. Erau undeva înainte de congres, mi-aduc aminte, erau 10.000 și ceva. Dar în ultima perioadă și la Gorj și în alte... Aici la Gorj avem 300 de membri, dar 300 de membri chiar pe bune, adică nu îi avem pe hârtie, oameni care cel puțin o dată am discutat cu ei, ne-am întâlnit, ne dorim ca în perioada următoare să-i chemăm și la sediu, vrem să facem și un carnet de membru pe care să-l mânăm tuturor celor care fac parte din această formațiune politică. De asemenea, deputatul a subliniat faptul că partidul are deja un sediu la Târgu Jiu, în centrul orașului. În fiecare joi seara la ora 17:30 avem ședință la sediu din incinta Casei de Cultură, pentru că am închiriat un sediu acolo, care 99% e aproape gata. Putem să ne susținem activitatea politică. Eu îmi doresc ca în perioada mea următoare, în fiecare vineri, să avem și conferință de presă. După întâlnirea de joi seara cu membrii Pro-România, vreau să am și conferință de presă care să vă transmitem care sunt prioritățile noastre în perioada mea următoare, ce s-a mai întâmplat la București și câte organizații avem în județ. Pentru că suntem în jur de vreo 40 de persoane care coordonăm activitatea, nu mai suntem 20 și ceva cum eram până acum, suntem 40 și ceva de persoane și am împărțit județul aproximativ câte două comune la fiecare persoană pentru a identifica persoane noi care se vin alături de noi. Totodată Văcaru a menționat că primul obiectiv al formațiunii politice le reprezintă un scor bun la alegerile parlamentare. Alegeri în Pro-România se vor face după europarlamentar. Este un prim test. Ne concentrăm foarte mult pentru aceste alegeri. Dacă foarte mulți noi dau importanță acestor alegeri, noi le dăm foarte mare importanță pentru că va fi cartea noastră de vizită. Este primul proces electoral la care participăm și vrem să avem rezultatele așteptate de către noi. S-au stabilit și cadrele de conducere a partidului, Văcaru rămânând în funcția de secretar general al formațiunii politice pentru încă 4 ani. Marți, pe 6 noiembrie, am avut și prima delegație națională la București, unde au fost aleși vicepreședinții, secretarul general și trezorierul. Am fost reales în funcția de secretar general pe perioada de încă 4 ani de zile. Pro-România a luat naștere în mai 2017, iar deviza partidului este România puternică, Europa unită. Aldești și Gorjeni nu au aflat încă data alegerilor interne. Organizația trece prin schimbări în ceea ce privește conducerea. De la retragerea lui Dian Popescu, filiala a fost preluată de europarlamentarul Norica Nicolai. Ulterior, i s-a dat mână liberă lui Ion Iordache, om de afaceri. Fostul primar din Turceni este desemnat președinte al ALDE Târgu Jiu și vicepreședinte al filialei județene. Acesta așteaptă stabilirea datei alegerilor interne pentru a putea prelua oficial partidul. Fostul politician Ionel Manțu consideră că liberarii au nevoie de achiziții serioase pentru a emite pretenții la următoarele alegeri locale. Acestea vor avea loc în anul 2020.
În opinia ex-liderului politic, PNL are un lot subțire și trebuie să promoveze lideri noi care să poată obține rezultate bune la următoarele alegeri. Nu mai este însă mult până atunci și partidele trebuie să se pregătească de scrutinurile care urmează. Tentația pare să fie racolarea de membri de la alte formațiuni politice și mai puțin de aducerea de noi nume. Angajații Inspectoratului de Jandarm Județean Gorj au participat vineri la o campanie de donare de sânge, al cărui obiectiv a fost refacerea rezervelor, mai ales că în ultima perioadă numărul donatorilor a tot scăzut. Aproximativ 20 de jandarmi gorjeni au mers la centrul de transfuzie sanguină Târgu Jiu pentru a face un gest umanitar, a declarat Alin Ivan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Gorj. Într-adevăr, astăzi am desfășurat o acțiune de donare de sânge și salvare de vieți, astfel încât jandarmii gorjeni cu sprijinul centrului de transfuzie sanguină Târgu Jiu au organizat astăzi o acțiune de donare de sânge la care au participat cadre militare din toate structurile unității. În urma adresării a numeroase apeluri umanitare adresate populației pentru a dona sânge, întrucât la nivel național există un deficit semnificativ de sânge, pe bază de voluntariat, astăzi jandarmii gorjeni au dat curs acestei solicitări și pentru a putea ajuta membrii comunității care au nevoie de sânge pentru a supraviețui. Ne-am dorit prin această acțiune de donare de sânge și să salvăm vieți, ne-am propus să informăm cetățenii cu privire la nevoia de sânge pentru transfuzii, pentru îmbunătățirea stocurilor, pentru diferite operații medicale, dar și să evidențiem faptul că suntem sensibili la problemele membrilor comunității care ne-au adresat numeroase solicitări să fie sprijiniți prin donarea de sânge pentru a putea să trăiască. Cu acest prilej, reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Gorj fac și un apel către cei care doresc să doneze sânge. Am adresat atât pe contul de socializare al unității, cât și prin intermediul dumneavoastră mesajul ca toți cetățenii din județul Gorj să se alăture de mersului nostru și să doneze sânge pentru a putea împreună să acordăm o șansă la viață pentru cei care au nevoie de sânge să trăiască. Și în anii trecuți, jandarmii au fost implicați în astfel de acțiuni voluntare. Autoritățile locale din Peștișani au pregătit în acest weekend o serie de manifestări cultural-artistice dedicate marcării a 500 de ani de la prima atestare documentară a localității România 100, Hobița 500, în cadrul Festivalului România Autentică. Cu acest prilej se va inaugura și un muzeu aflat în satul Hobița, comuna Peștișani. Primarul Cosmin Piguie a spus care va fi programul din zilele de sâmbătă și duminică, dar și artiștii care vor urca pe scena special amenajată. Este vorba de un proiect România 100, Hobița 500, pentru că satul în care s-a născut, mai născut Constantin Brăcuș, Hobița, a împlinit anul acesta 500 de ani de la prima atestare tare. În cadrul acestui proiect avem sâmbătă acțiuni legate de satul Hobița și istoria sa, iar duminică se desfășoară Festivalul România Autentică, a treia ediție, așa cum a fost învățat. În prima zi vor fi mai multe manifestări culturale, simpozioane, vom sfinți o fântână cu cumpănă din lemn în parte de la Hobița, avem invitați din țară, avem inaugurarea unui muzeu al satului Hobița și inclusiv donarea de către doi cetățeni francezi a două obiecte din atelierul Constantin Brâncuș către comuna Peștișani. Pe această cale ne mulțumesc. Sâmbătă seara o să avem un spectacol cu muzică patriotică în prima fază, cu Radu Ciordaș, după aceea ne va încânta Tavi Colan și Ema, tot în care va avea un spectacol și horă populară pe fondul muzical al Zuznuții și Vasile Tabotă. Seara de duminică se va încheia cu un foc de artificii și un joc de lumini România 100, Hobița 500. În criză de formă, pandurii Târgu Jiu se deplasează la liderul Ligii Secunde Chindia Târgoviște. Gojenii vor fi lipsiți de aportul antrenorului principal Adrian Bogoi, aflat la a doua etapă de suspendare după eliminarea din meciul cu Luceafărul Oradea. Pandurii sunt o misiune imposibilă, având în vedere că întâlnesc cea mai în formă echipă de eșalon. În plus, vizitatorii nu se pot baza pe trei jucători importanți, Filip Ensiah, Daniel Ciobanu și Musa Konate. Din păcate, Bogoi, tehnicianul pandurilor, nu poate să stea pe bancă exact la meciul disputat în orașul natal. Mai în glumă, mai în serios, antrenorul a declarat că se va uita la partidă de la balconul apartamentului său. Acesta nu a dorit să dea declarații despre partidă, fiind o formă de protest pentru ce s-a întâmplat la Luceafărul. Până după meciul cu Târgoviște,
Târgoviște, nu vreau să dau nicio declarație. A fost forma mea de protest. Am greșit după meciul cu Oradea. Când mi s-a dat 11 metri la 20 de metri de faza mingii, când era afară în careu, mi s-a dat 11 metri, unde am pierdut meciul. Și timp de două săptămâni n-am dat niciun interviu. Probabil meciul de la Târgoviște, că tot nu pot să stau pe bancă, o să-l văd de la mine de acasă, de la balcon, că stau aproape de stadion. După meciul de la Târgoviște, dacă sunt solicitat, răspund la toate întrebările. Partida Chindia Pandurii se dispută sâmbătă de la ora 12:30 și va fi televizată. După două înfrângeri consecutive, formația ACS Târgu Jiu trebuie să câștige cu orice preț următorul meci. Basketbaliștii gorjeni vor întâlni pe teren propriu formația Agronomia București. Trupa condusă de Laurențiu Răuț și Claudiu Alionescu a pierdut două confruntări extrem de importante. Cerbii au fost învinși acasă de CSM Târgu Mureș și în deplasare de CSM Sighetu Marmației. După aceste eșecuri, formația noastră a alunecat pe locul 4 în clasament, contabilizând 4 succese și 2 înfrângeri. Meciul cu Agronomia se joacă sâmbătă de la ora 17 în sala sporturilor din Târgu Jiu. Trupa bucureșteană se află pe locul 7 în grupa valorică C. Formația noastră și-a propus accederea într-un eșalon superior la finalele acestui sezon. Aici se încheie știrile Accent TV. Sunt Aura Pârvuleț și vă mulțumesc tuturor pentru atenție.